Vai, bro. Salutare robinici și robinete, bine v-am găsit fraților la un nou clip de această dată, oameni buni, că te puteți vedea. O să facem mare challenge. Challenge-ul constă în a câștiga sau cel puțin a încerca să câștigăm un match cu 1 HP tot match-ul. Nu știu exact cum o să fac să iau atâta HP, dar o să fac tot posibilul, băieți, să iau atâta HP. Oameni buni, înainte să începem, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, e foarte important pentru mine să apăsați acolo butonașul de like. Follow pe Instagram la 1robinet1, join pe camera de Discord pe care o aveți absolut întotdeauna în descriere, like, nu știu dacă am zis de like, dar probabil n-am zis, anyway, să lăsați acolo un comentariu cu cum a fost perioada asta, adică începutul de școală pentru voi, chiar o să citesc fiecare comentariu și o să dau inimioară. Și oameni buni, cel care a scris fier, bineînțeles, a fost o grămadă băieți care a scris fier la început clipul trecut, este acest băiat. Felicitări, frate, ai scris primul. L-am ales pe el ca să nu se supere nimeni, băieți, pentru că el a scris primul fier neîntrerupt, dar au fost efectiv în jur de 300 de oameni, 400 care au scris fier. Băi, felicitări tuturor. Și oameni buni, înainte să dăm drumul direct la clip, nu uitați de codulețul pe shop, pentru că așa puteți apărea la mine pe Instastory, niște like-uri pe profil pe Instagram, de ce nu, și bineînțeles pe următoarele clipuri pe ecran. Și băieți, PC-ul din descriere, PC-ul de la PC Garage, aveți un cod de reducere chiar acum pe ecran și primul link din descriere dacă vreți să vedeți un calculator bun și ieftin. Oameni buni, vizionare plăcută. Ia uite pe ăștia, băi, ia uite pe ăștia, băi. Take it easy, boy. Take it easy, că eu mă duc acolo la bărcuță, băi, să-mi dau damage cu ea, ca să încep oarecum challenge-ul de pe acum, știți? Sunt curios cât damage dă, nu de alta. Bă, hai să-mi duci aici. Mamă, te-ai mă să cam de la clipul de, băi, dacă n-ați clipul de, aveți un link de scriere la clipul de, nu, dacă aveți că mă duc marca. Fiți atent, băi, cam de. Dă puțin, bro. Da, ok. 65, asta înseamnă 35 de damage, nu? Sau Robine nu știe matematică. No. Robine. Unde? Ok. Mor dacă mai dau la casa, că eu nu vreau. Tu unii mi-au 29 damage. Ia să dacă mă nu dai ceva. Dacă nu dai ceva, că mor. Încă una. Nu de mediu știu cum ai. Tot așa. Fiți atenți, fiți atenți că vă duce capul. Deci dacă de aici mi-au 10, de aici mi-au 9. Nice. Aaa, o să am băieții eu. O să am loot. Pam, pam, pam. Dă-mi-l. 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 Haide. Hop. Hai, frate, după tine. Mulțumesc. Am un HP? Nu da. Adică n-am un HP. Unde e mă ăla? Băieți, să știți că vă iubesc dacă mor. Bă, da, tu chiar ești nesimțit? Nu! Am crezut că îmi dă bucata. Te pup, bro, te pup. L-am dus acolo la Big și la aia. Nu! Mai veni după mine data viitoare, mă înțelegi, bro? You understand me, bro? Hai să mă duc și eu la margine. Băi, deci e totul atât de palpitant, băieți, cu atâta HP. Gen, mă sperie așa la 10. Oricum, dacă aveam unul tot, îl băteam pe ăsta, deci nu-i problemă de război. E bine că măcar am inventarul plin de arme. Și ar trebui să le folosesc cam pe toate, ca, dacă aș vrea să câștig, sincer. Dar nu știu cum aș fi putut să-mi iau mai devreme damage-ul ăsta pe care l-am luat acum. Adică ăla, gen, de-a urmat 10 HP, sincer să fiu. O să merg repede cu barca până acolo în zonă și trebuie să am grijă cât stau și cum stau, ca să ies cu 1 HP, să nu ies cu 0, gen, să mor. Că dacă am murit, ăla am fost, băieți. Mă rezolva curând, dacă mor. Hai. Îmi facem direct în barcă, direct am fugit. În zona mă duc. Bine, nu am fără barcă. Mamă, dădea barca peste mine, mă călca și muream. Hei.
dacă eram un PUBG aici muream. Serios. Șii, liniște băieți. Ca să mă concentrez. Uite-o că vine. Îi dau snipe băieți? Hai că îi dau snipe așa. Bun, aici o să stau. Îmi iau damage. Pac, am ieșit. Hai, hai, hai cu tata. Mamă, să dau cu rachetă sub mine, cred că dau rage. Sunt atât de aproape băieți, atât, atât. Sunt atât de aproape băieți, deci atât, atât mă desparte pe mine de 1 HP. Hai. Dă-mi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mi-e frică. Băieți, avem 1 HP, ok, ok, mamă. Bun, 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 hai repede, 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 repede. Am zis că nu mă mai urc în barcă, dar mi-e frică, băieți, credeți-mă, trebuie să fiu super atent. Ok, nu mă mai urc în barcă. Mamă, băieți, să-mi dau unul cu shotgun-ul de acolo. Cred că dau rage, cred că plâng, cred că mă arunc în cap. Mamă, băieți, dar n-avem cum să fac chestia asta mai devreme, e serios cu mine, frate. Of. Deci dacă-i win, băieți, deci dacă-i win match-ul ăsta, efectiv, o să fiu foarte, foarte, foarte fericit. O să fiu foarte, foarte fericit, băieți. Habar n-am, nu știu. Cineva care de la distanța aia de acolo, să zicem, m-ar da cu shotgun-ul, băieți, m-ar omorâ. Cred că ar fi cel mai lung kill de shotgun ever. Gen, la cea mai mare distanță. Da, ok, o să fiu amuzant, doamne. O să fiu atent, băieți, asta vreau să zic, nu amuzant. O să fiu atent și n-o să mor de la un shotgun, promit. Ok, 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 băi, frate, băi, nu vine să cred, băi, ce fac? Doamne, băi, eu nu pot să câștig, urmezi că am 200, da, păi, bine, glumeți, băi, doamne, sunt zeuți așa, un pic. Ok, hai, frate, hai, băi, deci, oh. Trebuie să elimin cât de mulți sinamici băieți pot, de la distanță, fără că eu să-mi iau un hit, așa că, frate, prindem glumțul. Hai, că l-ai primit așa, ți-a fost frică. 100. Nu, fix atunci n-am mai spamat. Robi, de ce nu spamezi? 35, 70. Un hit. Băi, eu dacă pic de aici mor. Crezi că am murit. El e bun, el își dă heal. Nu mai fac tactici, băieți, ca în clipul trecut. Ultima oară când am făcut o tactică am murit, nu mai vreau. Bă, ăsta mă sparge. Ce face ăsta, băiți? Se ține bine baza asta, băiți. Nu cred că are cum să mă spargă. Și dacă mă sparge, mor. Băi, bro. Bro, ești nesimțit! Pleacă de aici! Holy shit! Băi, mi-e foarte frică de ei, băieți. 1 HP, băieți. 1 HP, țineți minte. N-am voie să iau toate astea. Și uitați ce e aici. E efectiv paradis. Tu, dacă mă omorai, era cea mai josnică persoană ever. Mă rog, trapa nu e o persoană, dar... Cum mă dau eu jos de aici? Mi-e frică. Mamă, băieți, holy shit. Băi, a fost mișto fight-ul, trebuie să recunosc, chiar mi-a plăcut, dar... Oh, mi-a fost frică. Efectiv, băiatul ăsta, atât. Trebuia să facă și mă omora. Pe bune, toată lumea a putut să facă și mă omora. Oh, uite player. Call you later. Efectiv, când o să mor, o să fie cel mai trist moment în viața mea. Traume. Mi-e frică. Hai, pică zona pe mine. No, te cred. Hai că mă duc încolo, băieți. Efectiv, sunt traumatizat, sunt ceva gen foarte fricos în momentul de față, băieți. Dar e ok, accept tot ce se întâmplă, băieți. Accept tot ce se va întâmpla, pentru că tot ce se va întâmpla din cauza mea. Aproape. Holy shit. Trage robinetul ăsta, băieți, n-aveți treabă cu el. Unde, mă?
Unde e? Ok. O să merg aici sus, băieți, și-mi fac bază. Îmi fac bază mare. Sper că n-a venit cineva deja. Multiplayer. Oh, Johnny! Am dat racheta aia numărul 1. Oh. Nu! Nu, 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 nu! Băieți, cu 1 HP, băieți. Cu 1 HP, băieți. Sunt, facem imposibilul, băieți. Facem imposibilul, câștigăm. Holy shit. Trebuie să am grijă la ăștia alți acum. Eu versus 1, băieți. 1 versus 1. Dacă câștig meciul ăsta, băieți, vreau 2500 de like-uri, băieți. Mamă, mamă, mamă. Băi, efectiv mi-a distras atenția monitorul secundar, băieți. Oh my god. Băi, a câștigat Marcus, băieți. A câștigat Marcus, GG. Oameni buni, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă dați acolo butonașul de like. Dacă vreți încercarea a doua, iarăși nu uitați să vă dați acolo butonașul de like. Follow pe Instagram la 1robinet1. Băieți, o să încerc să mai fac challenge-uri de genul, dar n-are treabă. Eu sincer sunt fericit cu rezultatul. Locul 2, hai să zicem că a fost de gen. Oricum, oameni buni, nu uitați să vă dați acolo butonul de like, share, subscribe, comment. Foarte important, băieți. Nu uitați să puneți codul meu pe Item Shop dacă vă place ceea ce fac și dacă vreți să apareți în clipurile mele. Nu uitați să dați follow pe Instagram iarăși ca să vorbim și join pe camera Discord pentru a vorbi, să apareți la mine pe story-uri și chestii de genul. Și oameni buni, primii 5 care puneți clipul la Insta Story, o să apareți la mine la Insta Story, oameni buni. Adică o să apareți și o să aveți follow back de la mine. Oameni buni, nu mai zic nimic. Ciao!